Bună, dragii mei, eu sunt Violet și vă invit la un tutorial ghid în care eu am să vă explic cum se lucrează acest pulovăraș. Avem deja două videouri pe această temă, dar să trecem mai aproape, vi le arăt acum în ansamblu ca să îl vedeți întreg, iar ulterior, pe parcursul videoului, o să dăm camera mai aproape și o să vă arăt exact unde am făcut scăderi, câte, ce și cum, da? Toate detaliile referitoare la acest pulover. Nu este un tutorial pas cu pas, după cum am spus de la început, este un ghid, da? Vă povestesc cum l-am lucrat, iar când ai dorință, răbdare și dacă ai urmărit primele două videoclipuri legate de acest pulover, eu cred că poate să și-l facă oricine. Deja știu că anumite fete îl și lucrează deja, așa că chiar au ajuns într-un stadiu destul de avansat. Unele am impresia că mi-a trimis cineva chiar un pulover gata. Bun, acum să trecem mai aproape și să vă arăt toată descrierea acestui pulover. Vedeți că este cu, cum să zic, cu partea de jos rotunjită, dar o să începem de sus, da? Ca să fie cât de cât ok. Și o să mă mut eu mai cu camera mai aproape ca să vă arăt toate detaliile legate de acest pulover, da? În primul rând, avem videoclipul cu raglanul anatomic pentru acest bluză. Acum mi se pare că o arată totuși culoarea cât de cât ok. În realitate nu este atât de stridentă. Așa, întorcându-ne la raglan, v-am arătat cum se face raglanul anatomic. În aceleași videoclip, eu v-am spus că pe fața acestui pulover vreau să aplic torsadă și am făcut aici niște înmulțiri despre care la fel v-am povestit în videoclipul cu raglanul anatomic. Întorcându-ne într-o ordine logică, să zic așa, acest pulover s-a tricotat cu andrele numărul 4, așa, iar firul este, uite ăsta, Yarnart Bianca Lana Lux, este 100% lână, nu înțeapă și în 100 de grame sunt 250 de metri. Mie mi-am intrat la acest pulover 500 de grame și foarte puțin am luat din mijlocul acestui ghem ca să termin mâineca, da? Așa. Acum, ce am făcut eu după ce am făcut înmulțirile? V-am arătat cum se lucrează această torsadă regală. Eu vă recomand să o aplicați pe pulover. Mie mi se pare că arată foarte bogat, să zic așa. Și am făcut aici. Am făcut raglanul un pic mai lung, da? De ce? Pentru că eu am vrut să iasă mâineca mai largă pe mână, da? Să nu fie foarte strâmtă. La puloverile astea de lână, eu vă recomand să le faceți puțin mai largi. De ce? Este totuși lână, indiferent cât de moale este ea, e mai bine să nu stea lipită de corp, da? Țineți cont de asta, să nu fie chiar puloverile lipite de corp, că oricât de moale ar fi lână și oricât de prelucrat ar fi, oricum vă deranjează puțin. Acum să trecem la mâineci. Eu aici la mâineci, să verific dacă e așa, așa, la mâineci. În tricotatul circular eu v-am arătat cum se fac scăderile, da? Linia mâinecii este cea interioară, sau mai bine zis începutul de rând, da? Aici, când treceți la tricotatul circular, uite, eu să vă dau mai aproape, da? Nu faceți prima scădere chiar la sub brațul mâinecii, da? Lăsați totuși o distanță de 4-5 cm, pentru că altfel o să vă iasă mâineca extrem de conică și o să dea urât, ca să spun așa. Începeți undeva la 5, nu știu, 3, 4, 5 cm. Eu aici am vreo 3 cm. Și ce am făcut aici este fix între aceste scăderi, este linia mea de
început de rând. Și eu când am făcut scăderile, le-am făcut din 10 în 10 rânduri, pentru că mi-am calculat, da, cum se calculează. Vedeți câte ochiuri? Dați că vă arăt așa. Vedeți câte ochiuri aveți aici, da, pe lățimea mânecii. Când ajungeți la subraț, numărați ochiurile. După ce ați numărat câte ochiuri aveți aici la lărcimea mânecii, vedeți cam cât de groasă este încheietura mâinii voastre sau pentru cine lucrați și calculați cât ar fi diferența, da? Să zicem că aici avem 100 de ochiuri, eu până la capătul mânecii ar trebui să am 40. Și atunci ce fac? Scad din 140, deci eu pe toată lungimea mânecii să zicem că trebuie să scad 60 de ochiuri, corect? Bun. Câți centimetri sunt de la subbraț până la manșetă? Sunt în general 40-45, da? Părțiți cele 60 de ochiuri pe acest interval, da? Cel mai bine să faceți asta pe hârtie, pentru că, adică să vă desenați o linie și să vedeți exact la câți centimetri trebuie să faceți scăderile. Eu mi-am făcut acest calcul și mie mi-a rezultat că trebuie să fac undeva din 3 cm jumate câte o scădere ca să ajung la numărul de ochiuri dorit, da? Și am făcut de o parte și de alta linii, am închis câte două ochiuri împreună, da? Vedeți pe toată lungimea mânecii. Numai că eu aici, odată că am luat în calcul manșeta, dar doi, eu am vrut ca manșeta asta să fie puțin bufantă. Și eu mi-am... în partea de jos a mânecii am păstrat mai multe ochiuri, adică în ce sens? N-am calculat 40, cum s-ar zice, ci am lăsat 50, da? Sau 55. De ce? Ca în momentul în care trec la manșetă să mai fac niște scădere, astfel încât mâineca mea să fie puțin bufantă, vedeți? Nu se termină brusc în manșetă, ci mai sunt aici niște scăderi, uitați cum le-am făcut. Când am trecut să lucrez elasticul, la fiecare al patrulea rând, vedeți? Aici am două ochiuri pe față și două pe dos și eu aici am închis două împreună și am rămas cu un ochi pe față. Iarăși am lucrat două ochiuri pe dos, unul pe față, două împreună și le-am transformat pe față, da? Astfel încât mi s-a mai micșorat pe seama asta mâineca în partea de jos, dar în același timp a rămas țesătura, sau mai bine zis mâinica, puțin bufant aici, nu foarte mult. Dacă vreți să fie și mai mult bufant, închideți mai multe ochiuri, da? Sau faceți-o mai largă de sus, nu faceți nicio scădere aici pe latura interioară a mânecii și la sfârșit doar toate scăderile le faceți din manșetă și atunci o să vă iasă mâineca bufantă, da? Cam asta a fost referitor la mânecă. Acum, să trecem la spate, pentru că aici este ceva interesant despre care eu tot am zis că o să vă povestesc și nu am apucat. Pentru ca un pulover să se așeze mai bine, eu mai aplic tehnica penselor. În ce sens? Că împart spatele în 3 și undeva la 5 cm de la subbraț, fac, da, îmi pun aici semnele, aici și aici, și de o parte și de alta a semnelor mai închid ochiuri tot așa, din 3 inci sau 5 cm, da? Închid astfel încât puloverul să devină pe corp, da? Să se așeze pe talie foarte bine. Numai că mie la acest pulover mi-a plăcut foarte mult cum arată spatele așa doar cu ochiuri pe față. Mi se pare că arată foarte elegant. În același timp, eu dorind să totuși să se strâmteze în partea de jos puloverul, pentru că diferența dintre bust și talie este totuși semnificativă. Și să nu stea puloverul ăsta ca pe gard, n-am vrut să fie oversize, ci pur și simplu am vrut să fie un pulover simplu, normal, clasic, da? Eu am ales să fac asta și vă arăt ce. Mi-am pus semne de o parte și de alta a trunchiului, da? Vedeți? Și am făcut închideri, tot așa, din 3 cm în 3 cm, sau chiar 3 jumate, așa. Am închis câte două ochiuri din 3 în 3 cm, da? M-am calculat care este diferența, din nou, calculați diferența dintre bust și talie și vedeți cam câte ochiuri vreți să ajungeți să aveți în talie, da? Sau măsurați pe voi puloverul și vedeți care ar fi, da? Puneți așa, strângeți de el și vedeți cam câte ochiuri corespund pentru, să zicem, bucățica asta, da?
Și am făcut aceste scăderi, numai că aici o mențiune, eu mi-am păstrat fața, vedeți? Scăderile le-am luat doar din spate, de ca să trag țesătura din spate, da? Nu am făcut de o parte și de alta, ca la mâine, ci am păstrat linia dreaptă a feței, iar închidele le-am făcut doar cu ochiurile din spate, da? Vedeți că se și vede cu ochiul liber. Ca să dau mai departe, nu știu dacă... Că rândurile se duc așa, da? Pentru că eu le-am închis doar pe cele din spate, rândul din față au rămas intacte. De ce am ales să fac asta? Pentru că datorită torsadei, dacă mai luam și din spate, se vedea foarte urât că se ducea linia asta și parcă tăia din frumusețea feței, da? Nu se așeza bine. Și atunci am decis că, având și mai multe ochiuri pe spate, din cauza raglanului anatomic, dar și acelor rânduri scurte care se fac sus, automat la noi spatele este mai mare, devine puțin mai mare. Și atunci eu am ales cu acest truc, da, să micșorez pulloverul în partea de jos. S-a înțeles? Deci nimic complicat și extraterestru. Și așa am mers, dar nu până jos, ci doar până în, vedeți, până cam în zona taliei eu am făcut aceste scăderi. Eu după aia nu le-am mai făcut, da? De la talie în jos, de ce nu le-am mai făcut? Pentru că corpul uman în zona șoldului se lățește și atunci dacă făceam scăderile fix până jos, acest pulover când îl îmbrăca se ridica în sus, da? Și ajungeați cu el sub sân. De aceea, atenție când faceți scăderi, faceți până în zona taliei. Același lucru este valabil și pentru pense. Dacă faceți pense pe spate, și eu vă recomand să încercați la un pulover și să vedeți cât de mișto se așează în momentul în care aveți niște pense pe spate. Eu aici nu le am, dar am la pulover aplicat așa, v-am arătat eu chiar la cel mov. Da, mi-am făcut aici niște pense pentru că mie nu-mi place pe spate să stea așa cu coașă tot puloverul, da? Mie îmi place să se așeze frumos. Iar eu făcând scăderile pe lateral, la fel s-a tras de țesătură și se așează foarte frumos în zona taliei. Bun, în același timp nu uitați să vă faceți răsucirea la torsade. Ea pare așa complicată, dar să știți că eu am crezut că o să-l termin în ianuarie. L-am terminat de fapt pe 1 sau pe 2 ianuarie. În momentul în care m-am apucat, m-a prins atât de mult această torsadă și îmi plăcea așa de mult cum se împletește tot acest model, că am ajuns să îmi placă să mă captiveze procesul și l-am terminat foarte, foarte repede. Mai ales că și firul e destul de grosuț. Eu sunt fan Andrele numărul 275, 2,5 și în general îmi place să tricotez în acest mod. Iar cu astea, în general, Andrele 4-5 imediat se termină, se termină lucru foarte, foarte repede. Bun? Bun. Acum, în partea de jos. În partea de jos, v-am spus că am făcut spatele puțin mai alungit decât fața. Eu am aplicat această tehnică și în tutorialul cu puloverul albastru, cel oversize, sau are coperta galbenă pe, pe YouTube, dar aici, fiind tricotat circular, vreau să vă explic mai multe, da? Cum am procedat. Eu mi-am pus aici semne, marcare, da? Din 10 în 10 ochiuri, plecând de la marginea torsadei, da? Mi-am pus din 10 în 10 ochiuri, iar la spate am păstrat pe mijloc 20 de ochiuri. Și ce am făcut? Eu lucrând circular, da? Asta, noi lucrăm așa, da? Eu am început, am ajuns aici la 20, după aia m-am întors aici, da? 30. Iarăși am mers așa, 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 până am ajuns în față, da? Tot rândul dus întors, prezent câte 10 ochiuri de la semn. Iar ulterior, când am ajuns la începutul meu de rând, care nu mai știu unde a fost, undeva pe lateral, ori pe asta, ori pe asta, am lucrat un rând de jur împrejur cu ochiuri normale, da? După ce am făcut toate aceste scăderi, le-am, de fapt, rânduri scurte, nu scăderi, după ce am făcut aceste rânduri scurte, pur și simplu am tricotat un rând cu ochiuri pe față și am trecut la elastic. Elasticul de jos l-am aplicat ca și, nu ca la mânecă, la mânecă am 2 cu 2,
iar în partea de sus și în partea de jos am pus două ochiuri pe față, două pe dos, unul pe față, da? Iarăși două pe dos, două pe față, două pe dos, unul pe față, da? Vedeți că este un elastic puțin altfel, este același pe care l-am folosit și la guler. V-am explicat în tutorial cu raglanul anatomic, da? În altă ordine de idei, vă recomand în momentul în care lucrați cu lână să aveți o cremă de mâini lângă voi neapărat, pentru că lână usucă foarte tare pielea și irită. Eu cel puțin după ce lucram puțin la pulover, mi se înroșeau foarte tare mâinile, da? Pielea căpăta o roșeață din cauza lânii este, dar pe corp nu se întâmplă nimic, adică eu l-am purtat cred că o singură dată până acum, pentru că n-am putut să-l port de mai multe ori, l-am purtat odată, de fapt nu că l-am purtat, m-am îmbrăcat cu el pentru poză. Am zis să nu-l port până nu vă filmez acest videoclip, nu pot să fac tutorial pe haină purtată, dar l-am spălat de mână, da, obligatoriu, l-am spălat de mână și l-am uscat pe cearșaf. Pe etichetă, producătorul nou ne spune că este fir, stați un pic că citisem eu undeva, că ar fi un fir tratat sau nu cred că pe etichetă, cred că în altă parte. Da, nu știu, citisem eu undeva. Dar ideea este că eu cred, nu bag mâna în foc, că totuși acest fir se poate spăla și la mașină, da? Dar nu garantez. Pentru că eu, după ce l-am spălat de mână, nu a ieșit culoarea deloc din el și nu s-a întins, nu s-a strâmtat, nu s-a scurtat, era foarte ok. Și eu cred că dacă îl dați pe regim lână, dacă aveți la mașina de spălat regim lână, s-ar putea să meargă. V-am zis, nu bag mâna în foc, mă repet, ca să nu faceți vreo prostie, eu l-am spălat de mână prima dată, a doua oară cred că totuși o să risc și o să-l bag la mașină în sac de spălat, da? Atenție, lucrurile tricotate întotdeauna le spălați în sac de spălat. Niciodată nu le băgați așa în mașină pentru că le stricați. Eu inclusiv șosetele le bag în sac de spălat, cele tricotate de lână. Pentru că este mai sigur. De ce? Lucrurile de lână se agață și să zicem că ați mai aruncat în mașină un pantalon cu fermoar sau nu știu, ceva care are undeva o agățătoare. Vă agață și vă strică puloverul, da? În general, chiar și puloverele cumpărate, băgați-le în sac. Nu, eu spăl foarte multe haine în sac, ca să știți. Da, am pe Facebook am saci, de ce i-am adus pe ăștia? I-am băgat pentru că tot ce se găsește în comerț sunt mici. Și nu mi-ncăpeau, de exemplu, eu am cumpărat de la JISC, cred, un sac de spălat și nu mi-ncape un cardigan tricotat în el. Este micuț, totuși, să fiți atenți la dimensiuni. Astea pe care le am eu și pe care le folosesc sunt 50x60, adică e destul de mare și vă încape un pulover foarte, foarte mare. Dacă căutați, fiți atenți la dimensiunea sacilor când vă cumpărați saci, indiferent de unde îi luați. Bun, deci asta ar fi cam tot ce pot eu să vă spun despre acest pulover. Linkurile pentru partea 1 și partea 2, da? Deci în partea 1 a fost un video deja filmat pe pulover care se intitulează Raglan Anatomic, da? Iar al doilea video legat de același pulover a fost numit Torsada Regală și aveți chiar și pe copertă poza cu acest pulover. De aceea eu am considerat că deja nu mai are rost să mai filmez încă un al treilea video ca să vă arăt cum lucrez trunchiul. Mi se pare mai eficient să vă explic așa. În altă ordine de idei, hai să facem în felul următor. Persoana care va lucra acest pulover și îmi va trimite o poză pe Facebook, prima persoană care îmi va trimite o poză pe Facebook cu acest pulover, indiferent de fir, indiferent de orice, așa, va primi din partea mea un voucher de 50 de lei cu care să-și aleagă ce produse vrea de la mine din magazin. Este regulă așa? Hai să facem așa ca un mic concurs, da? Deci prima persoană, intrați pe pagina mea de Facebook, aveți linkul în descrierea videoclipului și îmi trimiteți o poză cu acest pulover lucrat, da? După acest model. Dar atenție să fie
Adică să fie cât de cât, chiar dacă faceți mici modificări, da, să nu fie modificări radicale și vizibile, da? Să fie cât de cât pe acolo, ca să le punem unul lângă altul și să ne, cum să zic, să fie cât de cât asemănare între ele. În regulă? Deci, prima persoană care în momentul după apariția acestui videoclip, da? Imediat după ce apare, prima persoană care îmi trimite o poză cu acest pulover lucrat, acea persoană va primi un voucher din partea mea de 50 de lei cu care să își aleagă produsele pe care le vrea, accesorii, fire, ce vrea. E ok? S-a înțeles, da? Eu o să mai las condițiile concursului în descrierea videoului, da? Așa poate vă motivez și pe voi să vă faceți un pulover frumos. Este foarte, foarte frumos, arată foarte bine pe corp, mie îmi place extrem de mult. Și da, poza tot, vă recomand să o faceți pe voi dacă se poate și într-o lumină în timpul zilei, da, să nu fie seara făcută, dacă se poate totuși. Să fie totuși o poză frumoasă, da? Să ne placă, pentru că am să și o arăt într-un alt videoclip sau pe Facebook. De fapt, cred că pe Facebook o să anunț câștigătorul în momentul în care primesc prima poză cu pulover, da? Bun. Ăsta a fost videoclipul de astăzi, tutorialul nostru. Eu vă doresc spor la lucru. Dacă mai aveți întrebări, vă răspund cu drag sub acest video. Eu în mare v-am cam explicat tot ce ține de acest pulover referitor la numărul de ochiuri. Este specificat în raglanul anatomic. În partea de jos a trunchiului, eu n-am mai calculat câte mi-au ieșit din raglan, atâtea au fost, n-aș putea să vă spun câte ochiuri am pe trunchi, pentru că aici depinde și de conformația fiecăruia și de mărimea pe care o faceți, da? Puloverul, dacă vreți să faceți o mărime mai mare, foarte simplu, începeți, deci respectați filmulețul cu raglanul anatomic, doar că la sub braț, să zicem că îl faceți un pic mai lung, da, în funcție de mărimea voastră. Cu cât aveți mărimea mai mare, cu atât raglanul o să fie mai lung, astfel încât automat se adună ochiuri cât pe mâinică, atât și pe trunchi, da? Automat se lățește totul și atunci este simplu din punctul meu de vedere. Bine, dragii mei, vă pup, nu uitați de concurs, da? Nu uitați să-mi trimiteți poze și spor, spor și succes! Succes, să vedem cine câștigă! Sunt tare curioasă cine va fi fericitul câștigător a acestui bilet, da? Acestui voucher, cadou, da? Vă pup! Vă aștept cu drag în următorul videoclip și nu uitați că este păcat să vă irosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Pa, pa!